nostre, precunci noi a cada ingrescizio nostri, si non è luce per noi distrita, ci risbalesce e piacerà. Validettato noi ci vivo e ci sento che tu sia conci pure a cinque e ci e onorato parente protopo e a cucernice parente consiglia tra cucernice parente dragi professori, dragi colleghi și în ultimul rând dragi elevi, dragi părinți, profesorii Centrului de Religie Lugoj vin din nou cu bucurie să vă aduc povestea cea mare și binefăcătoare pe care o cuprinde măritul prasnic al nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dincolo de zbuciumul vremurilor de astăzi, de tot ce auzim cu nervii încordați, de abuzul tehnologic la care este supus omul modern, ajungându-se la mecanicizarea comportamentelor și atitudinilor, care determină o boană absurdă după nimicuri esențiale, toate în favoarea unei exteriorități pragmatice spectaculare, dincolo de toate acestea, iubiți credincioși, cântările noastre bisericești și colindele străbune ne cheamă să ne bucurăm și să ne veselim la acest dumnezeiesc praznic. Luând pilda magilor care au venit din depărtări și au adus pruncului Iisus daruri, aur, smirnă și tămâie, să mergem și noi în locașul Domnului și să-i oferim credința, nădejdea și dragostea noastră. Să închinăm toată viața noastră cu tot ce s-a împlinit în ea ca să o sfințească. Cea mai frumoasă biserică, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, este cea plină de credincioși. La această sărbare vestim nașterea. La cea de-a 13-a ediție avem 18 formații sau grupuri vocale. Mulțumim gazdei noastre dintotdeauna, prea onoratului părinte protopop, Ioan Cercu, pentru toți acești ani care mi-a purtat de grijă. Și, bineînțeles, nu numai la acest festival, vestim nașterea, ci în probleme în relația școală-biserică. Mulțumesc tuturor preoților din Lugoj, cu care am avut o legătură duhovnicească, sufletească și am simțit sprijinul sfinților lor. Și nu în ultimul rând mulțumesc Părintelui Consilier Lugoj, Sorin, în relația școală-biserică din partea Metropoliei, care la fel ne ajută să depășim și să mergem pe o cale frumoasă în demersul nostru didactic împreună cu Metropolia Banatului. Regretăm că nu poate fi prezentă la această ediție doamna inspector Daniela Buzatu. Dar o așteptăm la următoarele noastre manifestări. Sigur, este foarte ocupată în această perioadă. Mulțumesc mediei lugojene, ziarului Actualitatea, ziarului Redeșteptarea, Cetățeanul, Lugoj City Events, mulțumesc televiziunii TNTV, care va filma și va difuza această manifestare de Sfintele Sărbători. Și mulțumim Radio Nova. Vă mulțumim încă o dată tuturor celor prezenți că sunteți alături de profesor.
profesorii cercului de religie și altor profesori implicați în desfășurarea acestui festival. Iată, vă binevestesc cu o bucurie mare, care va fi pentru tot poporul, că vi s-a născut azi Mântuitor, care este Hristos Domnul în cetatea lui David. Vom asculta pe eleva Ancuța Cușovanu de la școala de muzică Filaret Barbu, profesor coordonator Loredana Radu.
De asemenea, aș vrea să mulțumesc ziarului Actualitatea Literară. Totdeauna am mai uit câte cineva cere tare, dar pe măsură ce mi-aduc aminte o să prezint Medialul Rujan. Și pentru, înainte de a prezenta grupul vocal ce va urma, îl rog pe Părintele Consilier Florin Lungoci să ne adreseze un cuvânt. Mulțumesc, domnule profesor Vasile, după cum vedeți, deși suntem la ediția 13-a, emoțiile sunt tot mai multe. Vorbeam cu Părintele Protopop cu siguranță că la ediția 20-a ediție, atunci domnul profesor va fi mai puțin emoționat. Colindele au început așa încât n-aș dori să rupem firul colindelor. Sunt minunate și nouă preoților ne este destul de greu să vorbim atunci când suntem în preajma colindelor și a sărbătorii nașterii Domnului Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că colindele, cântul depășește orice cuvântare, orice cuvânt, orice predică pe care am încercat-o să o spunem. De aceea apreciem și mulțumim organizatorilor. Iată, văd un număr mare de elevi, părinți, de profesori, de preoți, atât în partea de jos, cât și la înălțime, în partea de sus, așa încât nu rămâne decât să trimit, să vă transmit gândul cel bun, urarea de bine și de la mulți ani, din partea a Preasfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Ioan, din partea Preasfințitului Părinte Episcop Aisel Gojanu, aprecierea ierarhilor noștri vis-a-vis de această continuitate, vis-a-vis de această inițiativă a cadrelor didactice care dau religie, îmbinată cu colaborarea cu preoții din parohiile unde ei predau și, desigur, cu alte cadre didactice. Să avem parte de sărbători binecuvântate, iar nașterea lui Iisus Hristos să ne aducă bucurie, binecuvântare, pace, liniște și Hristos să se nască tot mai mult în sufletele noastre. Dăm drumul colindelor. Mulțumim, Părinte! Cu adevărat, mare este taina creștinătății. Dumnezeu s-a arătat în trup, s-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, s-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, s-a înălțat pentru slavă. Cum a ascultat grupul vocal la școlii gimnaziale numărul 2, profesor coordonator Laurențiu Curatu. Yeah.
questo gruppo vocale c'è un Aurelio. Într-o aceasta s-a arătat iubirea lui Dumnezeu către noi, că pe Fiul Său cel unul născut l-a trimis în lume ca prin El viață să avem. Vom asculta grupul vocal de la școala gimnazială Mănășturi, profesor Țifian și profesoara Georgeta Popa, coordonatori ai acestui grup vocal. Este grupul vocal de la școala Secaș. Mărirea cu cei de sus, lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Eu am venit în lume ca lumea viața să aibă și mai multă să aibă. Vom asculta grupul vocal de la Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu Lugoș, profesor coordonator Radu Loredan.
Mărește suflete al meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia robei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Vom asculta grupul vocal de la Școala Gimnazială Secaș, preot profesor coordonator Dragoș Bogdan.